Lucrul care îi convinge pe consumatorii dacă să cumpere sau nu un anumit produs este conținutul reclamei, nu forma sa. David Ogilvy. Sunt din reclame. Imaginea contează. Folosiți limba română în mod corect. Situația e albastră. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic. Situația e albastră cu multe reclame. Ia să le luăm la rând. Cu răbdare, unghiile noastre vor arăta mai bine. Micoza se tratează, unghiile sănătoase rămân. Situația e albastră, pentru că unghiile sănătoase rămân. Unde rămân? Rămân în străinătate? Cum se rămânea pe vremuri? Stai să văd încă o dată. Cu răbdare, unghiile noastre vor arăta mai bine. Micoza se tratează, unghiile sănătoase rămân. Micoza se tratează, unghiile sănătoase rămân. Ei au vrut să folosească celebra sintagmă. Apa trece, pietrele rămân. Însă, nu prea le-a ieșit. Micoza se tratează, unghiile sănătoase rămân. Apa trece, pietrele rămân. Și ce frumos au zis ei. Micoza trece. Micoza trece, unghiile sănătoase rămân. Și eu vin și le propun. Micoza trece, unghiile rămân sănătoase. Intenția care stă la baza sloganului Micoza se tratează, unghiile sănătoase rămân este aceea de a sugera o opoziție între cele două situații, ca în cazul cunoscutului proverb apa trece, pietrele rămân. Prin renunțarea la unul dintre membrii perechii antonimice a trece, a rămâne, nu se mai face transferul către structura menționată, apare o fractură logică și astfel se ridică o serie de întrebări. Unghiile sănătoase rămân. Sau cum? Rămân numai unghiile și picioarele pleacă? Rămân undeva, se desprind și rămân acolo? Te duci la mare, stai pe plajă, dai cu, nu știu, unguentul ăsta și unghiile îți rămân acolo, tu pleci acasă. Micoza se tratează, unghiile sănătoase rămân. Micoza se tratează, unghiile sănătoase rămân. Și unghiile nesănătoase nu rămân? Deci ai două unghii nesănătoase, alea nu mai rămân cu tine. Ah, nu înțeleg. Unghiile sănătoase rămân. Cum rămân? Rămân tablou. Micoza trece și unghiile rămân. Mai stă mult așa? Da, mai stați un pic, că facem un selfie. Pac, și îți faci un selfie cu unghiile. De la picioare. Da, e mai greu să ridici. Nu poți să faci selfie. No. Micoza se tratează, unghiile sănătoase rămân. Dacă intenția a fost de a asocia sloganul cu proverbul amintit pentru a rămâne în mintea telespectatorilor, ar fi trebuit construit pe structura acestui proverb. Micoza trece, sănătoase unghiile rămân. Dacă a fost impusă o anumită terminologie, s-ar fi putut schimba topica. Micoza se tratează, iar unghiile rămân sănătoase. Cifre? Știu că am reținut. Că ne place să reținem cifre. 1, 2, 3, 4, 1.000.000, 100. Nu, cuvinte în limba română. Să avem și vocabular. Nu e bine să știm și partea asta cu numerotarea, dar și vocabular. Cu litera R. Râu. Rătușcă. Rămurică. Revoluție. Rostopască. Repercursiuni. Ne. Am auzit asta undeva, repercursiune. Dar nu e bine. Repercusiune. Vezi? Îți scapă când faci sport. Te iau toate emoțiile, toate grupele de mușchi și aici se întâmplă ceva. Prin urmare, repercusiune. Asta e cuvântul. Hai să zicem niște epigrame din Caragiale unei tinere. Când erai micuță școală, mi-era drag să fiu școlar. Azi când tobă ești de carte, azi m-aș prinde toboșar. Asta-i. Când erai... încă o dată. Când erai micuță în școală, mi-era drag să fiu școlar. Azi când tobă ești de carte, azi m-aș prinde toboșar. Pam, pam.